Reprezentanții Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Giurgiu au avut la sfârșitul săptămânii trecute oaspeți de seamă. 27 de elevi ai școlii generale numărul 1 din municipiu au avut posibilitatea să viziteze sediul instituției, să cunoască lucruri noi despre activitățile Gărzii de Mediu, precum și să învețe cum se colectează corect deșeurile. Vizita copiilor nu a fost însă una întâmplătoare. Evenimentul a celebrat Ziua Gărzii Naționale de Mediu, sărbătorită în fiecare an pe 12 martie. Comisariatul Județean Giurgiu s-a organizat o acțiune pe tema educației ecologică prin invitarea unei clase de copii de la școala gimnazială Sfântul Gheorghe Giurgiu. Împreună cu doamna învățătoare Ana Constantin am avut o acțiune și copiii s-au comportat foarte frumos la această acțiune, au interacționat cu noi, la întrebările noastre au avut răspunsuri, au pregătit și un program foarte frumos pe care vi l-am prezentat și dumneavoastră. Au fost foarte receptivi, au plecat cu lucruri noi învățate de la Garda de Mediu. Copiii prezenți la eveniment au dat dovadă de multă inteligență și pricepere în ceea ce privește mediul înconjurător. Elevii le-au oferit gazdelor câteva momente artistice. Natura noastră ne sunt comorile. Sunt coșuri pentru sticle, pentru hârtii și plastic. Dacă le-ați folosi, ar fi ceva fantastic. Dacă se reciclează în lumea noastră totul, salvăm pădurezeanii și asta ne e scopul. Opriți eroziunea, un copăcel ne învață că atunci când îl plantăm, sădim o nouă viață. Poluare să nu fie nici, șpriori cu freon, că toată lumea știe, salvați stratul de ozon. Și cum la ziua cuiva nu te poți duce cu mâna goală, elevii le-au dăruit reprezentanților Gărzii de Mediu un desen care întruchipează un copac, plin cu promisiunile lor legate de cum vor proteja mediul înconjurător. Spune-mi, te rog, ce reprezintă acest copac de aici? Reprezintă tot ce trebuie să facem pentru a salva natura. Și ce trebuie noi să facem să respectăm? Să udăm florile, să nu tăiem copaci și să nu poluăm, să aruncăm gunoaiele la coșul de gunoi, să reciclăm. Spune-mi, te rog, care dintre toate aceste mesaje este practic mesajul tău, cel pe care l-ai lipit? Acesta. Și ce înseamnă? Tot ce fac eu pentru natură. Să avem grijă de natură și să protejăm. Ce înseamnă pomul acela de lângă tine? Înseamnă că trebuie să protejăm natura, să aruncăm la bubele, la gunoi și să nu aruncăm pe jos. Care a fost mesajul tău? Mesajul meu a fost să protejăm natura. Am învățat despre cum să le reciclăm, despre sortarea gunoaielor. Garda de Mediu își propune pentru viitor să vină tot mai mult în sprijinul cetățenilor săi, să-și îmbogățească permanent activitatea de inspecție și control, precum și urmărirea unor măsuri impuse pentru a fi respectate.